Bună dimineața, este ora 7, urmăriți primele știri ale zilei. Primarul Mircea Gutău a semnat contractul de achiziție a încă 16 autobuze moderne cu motorizare pe bază de gaz natural comprimat pentru Societatea de Transport în Comun ETA S.A., instituție din subordinea primăriei. Marți 23 noiembrie, primarul Mircea Gutău a semnat contractul de achiziție pentru un lot de 16 autobuze ce urmează să intre în rețeaua de transport urban de călători din municipiu în baza proiectului cu finanțare europeană alinierea parcului ETA S.A. la cerințele dezvoltării durabile inițiat de primăria Râmnicului. Programul operațional regional 2014-2020, axa prioritară 4, sprijinirea dezvoltării urbane durabile, prioritatea de investiții 4.1, promovarea strategiei de reducere a emisiilor de carbon pentru toate tipurile, în particular în zone urbane, pe toate tipurile de teritoriu. UAT Municipiul Râmnicului a semnat în data de 13.05.2020 în contractul de finanțare numărul 5.419, aferent proiectului alinierea parcului ETA S.A. la cerințe de dezvoltare durabile. Obiectivul achiziției îl reprezintă reducerea emisiilor de carbon în municipiul Râmnicu-Vâlcea. Câștigătoarea desemnată a licitației pentru acest lot este o firmă din Turcia, iar valoarea contractului este de aproape 18.600.000 de lei fără TVA pentru 12 autovehicule de tip autocar Kent C-CNG. Prin proiect se urmărește creșterea atractivității și îmbunătățirea calității transportului public local, prin modernizarea autobazei, precum și accesibilității și a confortului de utilizare a transportului public prin achiziționarea 28 de autobuze cu gaz natural comprimat, astfel încât acestea să ofere o alternativă reală la folosirea turismelor personale. Dezvoltarea parcului de mijloace de transport cu vehicule noi, nepoluante, cu facilități pentru persoane cu mobilitate redusă și sisteme de supraveghere video, pentru creșterea gradului de siguranță al cetățenilor, va oferi oportunități îmbunătățite noilor pasageri, propunând o alternativă viabilă și confortabilă utilizării autoturismelor personale. Noile autovehicule, al căror termen de livrare în municipiu este de 12 luni, au motorizare pe bază de gaz natural comprimat, au o capacitate maximă de transport de 101 pasageri și costuri de operare reduse. Datorită podelelor joase și rampelor de acces, aceste vehicule, în lungime de 12 metri fiecare, facilitează îmbarcarea sau debarcarea tuturor pasagerilor. Pentru confortul și siguranța călătorilor, autobuzele din gama urbană autocar sunt echipate cu cele mai noi dispozitive tehnologice și de comunicații. Unul la mine, unul la el, nu? Da. Tot am unul la el. Thank you very much. Once again, we are very pleased to be here today to sign the second lot of the Râmnicu-Vâlcea tender for 16 inch of 12 meter CNG buses. Vă mulțumim foarte frumos. Sunt foarte încântat să fim aici să semnăm contractul pentru achiziția 16 autobuze CNG, licitația pentru lotul 2. As by the contract, we plan to deliver the buses in the beginning of third quarter of 2022. Încercăm să livrăm autobuzele în cel de-al treilea trimestru al anului 2022. To mention a little bit about Autocar. Autocar is a coach group company. Ca să nu înțeles puțin despre Autocar, Autocar este partea grupului Coach. Coach is the biggest holding company of Turkey, approximately making 7% and 8% of export and GDP of Turkey respectively. Coach Group este unul dintre cele mai mari grupuri industriale din Turcia, făcând aproximativ 7% din exporturile totale ale Turciei. One of the companies that Coach Group owns is a renowned company in Romania, Arctic. Una dintre firmele, societățile deținute de Coach Group în România este Arctic, o firmă de renume. Cele 16 autobuze achiziționate acum se vor alătura celor 7 Mercedes achiziționate în cadrul unui alt proiect cu finanțare europeană, care au intrat în flota ETA S.A. la începutul acestui an. În cadrul aceluiași proiect cu fonduri europene, este în plină desfășurare modernizarea autobazei de pe strada depozitelor. În cadrul aceluiași contract de finanțare, în data de 11 mai 2021, a fost semnat contractul de execuție lucrări cu asocierea Valores
SRL, el SERV SRL, la Ludic SRL, impecabil SRL, având valoare de 27.408.000 de lei, trebuia inclus, pentru lucrări de modernizare a autobazei existente, incluzând dotarea cu o stație de alimentare cu combustibil alternativ, respectiv asigurarea bazei tehnico-materiale pentru desfășurarea activității de întreținere și exploatare prin achiziționarea de echipamente și dotări. Societatea ETA S.A. beneficiază și de proiectul cu fonduri europene modernizarea stațiilor de îmbarcare-debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu sistem de management al traficului general în municipiul Râmnicu-Vâlcea. Proiectul urmărește modernizarea celor 90 de stații de călători prin dotarea cu adăposturi conforme cu normele de siguranță rutieră și cu arhitectura orașului, prioritizarea transportului public prin managementul adaptiv al traficului rutier, sistem de e-ticketing în vehiculele de transport public, supraveghere video în stațiile de călători și în vehicule și dotarea centrului de comandă și dispecerat la sediul companiei de transport public. Trei tineri din comuna Amărăști au fost reținuți pentru furtul mai multor bunuri în valoare de 300.000 de lei. În urma probatorului administrat, instanța a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă a acestora pe o perioadă de 30 de zile. În data de 22 noiembrie, polițiștii coordonați de procurori de pe lângă judecătoria Râmnicu-Vâlcea au efectuat mai multe percheziții domiciliare în comuna Amărăști. Au fost vizate locuințele a trei tineri din localitate despre care exista suspiciunea că au comis infracțiuni de furt calificat în datele de 25 august și 12 noiembrie. Persoane reținute de polițiști pentru furt calificat. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Secției 3 Poliției Orale Tutei și Serviciul Criminalistic, sprijiniți de Serviciul Operațiuni Speciale, Unitatea Teritorială de Analiza Informațiilor de Luptător SAS din cadrul IPJ Vâlcea și efective din cadrul IJJ Vâlcea, sub supravegherea parchetului de pe lângă jucătoria Râmnicu-Vâlcea, au efectuat trei percheziții domiciliare la locuințele unor tineri cercetați pentru furt calificat. Tinerii cu vârste cuprinse între 27 și 29 de ani sunt acuzați că au pătruns în mai multe locuințe din Amărăști și Dănicei și au furat bunuri în valoare de 300.000 de lei. În urma perchezițiilor, aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore fiind prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Râmnicu-Vâlcea. În fapt, aceștia ar fi pătruns fără drept în locuințele unor persoane fizice din comuna Amărăști, respectiv comuna Dănicei, județul Vâlcea, și ar fi sustras bani, bijuterii, ceasuri și laptopuri, valoarea prejudiciului fiind de aproximativ 300.000 de lei. În urma investigațiilor efectuate de polițiști, tinerii au fost identificați și reținuți pentru 24 de ore. În urma probatoriului administrat, instanța de judecată a admis propunerea formulată de parchetul de pe lângă judecătoria Râmnicu-Vâlcea de arestare preventivă a acestora pe o perioadă de 30 de zile. Cercetările continuă sub coordonarea și supravegherea procurorului de caz în vederea stabilirii întregii activități infracționale. Vacanțele exotice devin tot mai căutate în rândul vâlcenilor și nu numai. Anul acesta de sărbători, mulți dintre aceștia preferă să-și petreacă sărbătorile în destinații mai călduroase, precum Egipt sau Emiratele Arabe Unite. Anul acesta, vâlcenii preferă destinații exotice pentru a petrece Crăciunul și trecerea dintre ani. Printre cele mai alese locații se numără Egiptul și Emiratele Arabe Unite. În această perioadă, vâlcenii, cât și românii în general, preferă destinațiile călduroase. Preferă Egipt, unde se poate merge doar cu vaccin, nu mai e necesar și test. Putem să spunem că am mai vândut în ultima perioadă foarte multe pachete pe Dubai și un nou emirat, Ras Al Khaimah, lângă Dubai. Aterizarea cu avionul se face pe Dubai și un transfer de o oră până acolo, unde avem mai multe resorturi cu all inclusiv direct pe plajă. Pachetele sunt atractive, pleacă de la 600 de euro de persoană, chiar cu all inclusiv, avion, bilete de avion incluse, transferuri și cazare cu all inclusiv. De câte zile? 7? 7 nopți, da. Pachetele sunt pe 7 nopți cu zboruri din București. Demn de precizat este faptul că pentru a călători în Emiratele Arabe Unite este obligatoriu să fii vaccinat. În cazul celor care aleg Egipt ca destinație turistică, această țară acceptă atât testul anticovid cât și vaccinarea. În prezent, în Egipt, sunt acceptați turiștii români doar cu vaccin, deci fără a fi nevoie de testare, și cu test, bineînțeles, alternativ. În Dubai,
sau în Emirate, se solicită test. Vaccinul nu este luat în considerare, se face testare la plecare și testare la întoarcere. Pentru cei care vor un concediu în România, Valea Prahovei rămâne și anul acesta cea mai interesantă destinație. De asemenea, la mare căutare sunt și resorturile cu spa din țară. De asemenea, o parte din clienți rezervă în România, la resorturile spa, se intră cu certificat verde, după cum știți. În perioada asta, da, zonele cu spa sunt mai căutate și zonele de munte, Valea Prahovei, în general. O creștere semnificativă în popularitate o înregistrează turismul de city break. În ultimii ani, vâlcenii și nu numai ei preferă să petreacă un weekend în orașele mari din țară. Campionatul Ligii a 6-a Vâlcene la fotbal a continuat cu jocurile etapei a 8-a. Performera acestei runde a fost echipa ASE Popești, care s-a impus în deplasare la Stroiești și a urcat pe primul loc în clasamentul Seriei Vest. Pe stadionul din Stroiești, Forestierul Roman, în echipament verde, formație situată la jumătatea clasamentului Seriei Vest din Liga a 6-a Vâlceană la fotbal, a primit vizita ocupantei poziției a doua, ASE Popești, într-o partidă contând pentru etapa cu numărul 8. Prima fază importantă a adus și deschiderea scorului în favoarea gazdelor. Gheorghe Șerban l-a angajat perfect pe Adrian Tolbașu, care a trecut subtil de portarul Andrei Liviu Șerban și a trimis în poarta goală. Replica oaspeților a venit destul de repede. Andrei Cristian Cârstea a primit în adâncime, a plasat balonul pe lângă portarul Teodorescu și egalitatea a fost restabilită. Același Cârstea are șansa golului 2, însă Cătălin Teodorescu intervine salvator. La cealaltă poartă, Cătălin Sima trimite un șut puternic de la distanță, dar balonul ocolește ținta, după care Andrei Alexandru Bădiță prinde un stâng de senzație și echipa din Popești preia conducerea. Ștefan Adrian Despa trimite puternic din lovitură liberă, iar Teodorescu reține cu siguranță. Andrei Cârstea scapă singur spre poartă, fundașul Alin Bolca îl faultează la marginea careului mare din postură de ultim apărător și centralul Codruț Colța îi acordă cartonașul roșu. Lovitura liberă respectivă a fost transformată de Bădiță și oaspeții s-au dus la două lungimi. Mai mult, Cosmin Florentin Șoșoi îl găsește acolo unde trebuie pe Despa, cel care trimite plasat la colțul scurt pentru 1-4. Până la pauză, forestierii au obținut un penalti pentru faultul lui Gheorghe Anghel asupra lui Tolbașu, jucător care a și transformat lovitura de la 11 metri. Același Tolbașu a avut și primele două ocazii în startul actului secund, însă în ambele situații portarul Șerban și-a făcut datoria, așa cum avea să o facă și la șutul trimis din unghi de Nicolae Tănăsescu. La cealaltă poartă, Teodorescu salvează cu piciorul la șutul lui Șoșoi, după care Bădiță trimite din lovitură liberă milimetric pe lângă poartă. După o pasă primită de la Gheorghe Șerban, Adrian Tolbașu a reușit să trimită plasat la colțul lung și gazdele s-au apropiat la un singur gol. Speranțele au fost spulberate câteva minute mai târziu. La lovitura liberă executată de Nicolae Alexandru Amza, Teodorescu a scăpat balonul. Constantin Claudiu Miuță nu avea cum să refuze acest cadou și a stabilit rezultatul final. Forestierul Roman, ASE Popești 3-5, performanță care urcă echipa oaspete în fotoliul de lideră. Știrile dimineții au ajuns la final. Nu pierdeți doar în câteva momente matinalul Fii Antenă cu Mădălina. Noi ne revedem la ora 15. O zi excelentă tuturor! Pe curând!